Că când piața face reformele, apoi poate să pătimească și oameni care nu-ți vinovesc. Dacă s-ar face amul liniștit și competent, sunt șansele de a schimba. De ce? De ce nu se schimbă procurorul general? Că eu nu vorbesc de CNA, de celălalt. Eu vorbesc de bucătărie unde eu o cunosc foarte bine. Să fie schimbat procurorul general și îndeopte conducerea. Să pui oameni noi, că domnul Gurin a spus că eu frânez. Păi eu nu sunt conducere. Eu un procurator municipiu, o secretară nu pot să o primesc. Dar el poate. Păi lasă. Dacă nu a făcut până amul, lasă de locul alții, să facă alții și să schimbe. Și ăștia din piață, poporul din piață, trebuie să vadă. Măi, uite să schimbe ceva. Dar până când nu schimbă nimic, înseamnă că temeie și motive de a se revolta sunt. Și trebuie să ne uităm la lucrurile astea cu ochii deschiși, să nu umblăm cu fârfurică și să nu spunem minciuni. Că minciuna asta de acum nu merge, lumea e în piață. Dar acolo e poporul Republicii Moldova și eu mă solidarizez cu dânșii. Eu nu fac, iată, am o ea, Dodon, ăștia,